Am revenit din pauza de publicitate. După cum bine știți, ne aflăm în biroul domnului primar Constantin Toma. Domnul primar, aș vrea să abordăm un subiect care de multe ori v-am văzut așa că v-a iritat la maxim în primul mandat, și anume apa meteorică pe care noi toți buzoienii o plăteam lună de lună. Ați reușit până la urmă, sau urmează să trecem practic la această decizie de la 1 noiembrie, dacă nu mă înșel. Da, este primul an, am spus primul mandat. Primul an, îmi cer scuze. Este primul an și deja, în sfârșit, încet, încet apar și rezultate. Înțeles că e un sistem, din păcate, nenorocit, un sistem creat, anchilozat și greu de schimbat. Mă refer la ceea ce s-a constituit în preajma companiei de apă, pentru că nu există numai compania de apă în această formulă, în această ecuație. Sunt prinse și alte instituții și foarte mulți buzoieni cu niște ranguri mai înalte, cu legături și pe la București, cu legături și pe în alte părți, dar datorită presiunii puse permanente, am reușit să le enervez și pe Marcel Ciolacu și până la urmă problemele s-au rezolvat în sensul că am depășit o etapă, mă refer la aprobare în Asociația asta de Dezvoltare Intercomunitară ADI 2000 APĂ sau ADI APĂ 2008, atunci când a fost înființată. Și acum stăm în dezbatere publică cu această hotărâre de a reduce apa de ploaie, că i-a zis apă meteorică, nu plouă cu meteoriți la Buzău, să nu se sperie cineva, dar ca să îi dea o denumire așa mai prețioasă, care i-a zis apă meteorică. N-are nicio treabă cu meteoriții, că ne-am așteptat ca în apa asta de ploaie să fie și niște urme de aur sau măcar din bronz, așa, din cupru, nu știu. Problema este apa noastră de ploaie care vine de la Dumnezeu și care noi trebuia să o plătim, atenție, cu 2,60 lei pe metru cub, la fel ca și apa uzată, care aia trebuie tratată. Nu trebuie tratată apa asta de ploaie. Apa de ploaie ajută să se întâmple ceva. Și din această cauză, rog și pe această cale, am făcut o adresă și la ADI, la conducerea ADI, la domnul președinte Petre Emanuel Neagu. Sunt niște mirosuri în oraș, mai ales în perioada caldă, foarte urâte. Mirosuri de WC. Pentru că aceste conducte, avem 395 de străzi, pe majoritatea străzilor avem rețea de canalizare. Am cerut o situație la un moment dat cu programul de mentenanță, pentru că în contractul de delegare de gestiune, care s-a încheiat în 2009 între Primăria Municipiului Buzău și Compania de Apă, această companie trebuia să curățe anual toate conductele de canalizare. Am constatat că nu se întâmplă acest lucru. După o sesizare pe domnule primar, am întrebat, vreau și eu contractul, cu uite ce sesizează, chiar din zona centrală, a fost cineva la audiențe, domnule, miroase de nebunește. Iar un alt domn a lăsat mașina pe o gură de canal și a trebuit să, a doua zi n-a mai putut să circule cu ea. Pentru că a intrat un miros în mașină, de a trebuit omul să o aerisească și să o spele efectiv pe interior și să-i dea tot felul de spray-uri ca să poată să o folosească. Și am cerut atunci, domnule, dați-mi situația conform contract. Mi-a dat o listă foarte lungă. Dar când am pus cap la cap, am numărat doar 16 străzi. Erau cele 16 străzi care după ploaie se înfundă mereu, pentru că ei nu le curăță. În același timp, ei sunt obligați să curățe și sifoanele acolo unde sunt, că în fiecare gură de canal, sau majoritatea gurilor de canal, există și un sistem de prefiltrare, să zicem așa, în care se oprește ceea ce adună apa de ploaie de pe asfalt. Vorbesc resturi astea minerale, nisip, pământ și așa mai departe. Deci ei nu fac altceva. În niciun caz nu poate să coste apa de ploaie cât apa uzată. Toată stația de epurare este centrată și toată tehnologia este centrată și majoritatea consumurilor care sunt acolo, majoritatea costurilor, sunt legate de a trata această apă uzată. Iar stația de tratare, cum să vă spun, are ca vector purtător, așa ca să zic, are substanța organică. Deci să tratezi substanța organică. Adică ce vine din WC-urile noastre și din alte resturi, se duce acolo și aceste substanțe organice trebuie tratate inclusiv cu treapta biologică, adică cu niște bacterii dezvoltate special ca să transforme acea apă într-o apă nepoluată, pe care pe urmă să o dai la râul Buzău. Dar când plouă mai tare, mai pasare, dau direct la râul Buzău și eu încasez 2,60 lei pe metru cub. Este inadmisibil, am mai spus-o, poate să mă dea în judecată și pentru treaba asta, că oricum mi-a făcut o groază de procese.
Este o furăciune. Spunea domnul președinte Neagu că teoretic n-ar mai fi nevoie de această perioadă de dezbatere publică pe acest proiect. Cu toate acestea, noastră ați ales să... Nu, am vorbit și cu primarul de la Râmnicu Sărat. Părerea noastră este alta. Domnul Neagu cred că a fost informat greșit și ca să nu picăm în capcană, mai îndură buzoienii încă vreo lună de zile și ceva, până la 1 noiembrie sper să reușim să facem și cu dezbatere publică, pentru că domnul președinte Neagu ne-a mai dat o idee odată să suspendăm pe 90 de zile și să aprobați în ADI, am aprobat și eu în Consiliul Local, să suspendăm pe 90 de zile până vine expertiza aia care a venit până la urmă a profesorilor de la Iași și nu s-a întâmplat nimic. Domnul Tescaru ne-a ignorat. Și ignorându-ne, a zis, hai să facem, pentru că vedeți care e treaba. El plătește tot din banii buzoienilor, dați pe apa de ploaie, două firme mari de avocați. Una din Cluj și una de la București. Iar eu trebuie să mă apăr în povestea asta cu doi juriști care trebuie să facă față și la câteva sute de procese aici și încă vreo 700 de dosare pe legea 10. Este absolut imposibil. Vă așteptați la ceva surprize neplăcute, știu eu, din partea companiei de apă, pentru că noi, jurnaliștii, am primit câteva declarații oarecum haotice, dar totodată cu ceva conținut ascuns la finalul acelei ședințe. Eu sper să nu, pentru că până la urmă domnul președinte Marcel Ciolacu și domnul viceprim-ministru au spus foarte clar că vorbesc de aici și de un ordin politic, dacă vreți, pentru că în acest ADI din 35 de primari, 34 sunt PSD. Și eu sunt PSD. Și mai este unul de la Liberal, cred, primarul de la Badu Paș, Geo și restul PSD. Cei de la PSD, ați văzut, au votat împotriva primarului de Buzău. În condițiile în care noi avem, primăria Buzău deține 75,86% din acțiunile acestei companii. Ne ignoră, nu ne primesc la ședințele de Consiliul Local, de adunare generală. Am mai umblat și la niște consilieri PSD. Viața e frumoasă. Dar ne batem ca să o facem și mai frumoasă. Dacă menținem subiectul pe compania de apă, spuneți-mi aici ce măsuri mai aveți în plan. Reducerea tarifului la apa potabilă, la canalizare, aveți posibilitatea să faceți acest lucru? Nu, am această posibilitate, dar voi face în continuare demersuri, atât cât îmi permite legea, pentru că eu am modificat actul constitutiv la ADI, astfel încât primarul Buzăului și primăria Buzăului să aibă un cuvânt 1 pe 35. Înțelegeți? Am făcut un ADI transport. Pe aceeași lege, atenție. Acolo primăria Buzău are 91% din voturi. Mai suntem împreună cu primăria Mărăcinești, cu primăria Săpoc. Așa cum știți, noi avem transportul local până la Săpoc. Pe același model se putea face și la în funcție de populație sau în funcție de numărul de acțiuni. Dom'le, ai atâta populație sau atâtea acțiuni, atâtea voturi ai. Este normal să fie așa. Este o chestie unică la nivel de România. Noi interzice legea, dar au creat cu firmele de avocați care le-au avut în spate un precedent periculos chiar pentru toată România. Pentru că nu este posibil, acest Tescaru a fost numit politic acolo și tot politic trebuia să plece. El n-a dat un concurs pentru acest post. Mai mult, a avut și o creație incredibil de proastă care se numește RAM Buzău. El a fost director, lumea poate a uitat, el a fost director general la RAM Buzău, care se ocupa și cu căldura și cu apa. Cel RAM Buzău l-a dat deoparte cu datorii cu tot și a păstrat pentru el compania de apă, împreună cu fosta conducerea primăriei, iar noi ne găsim inclusiv cu căldura într-o situație aproape imposibilă. Deci această companie are datorii de peste 20 de milioane de euro, poate oricând fi declarată în faliment de unul din creditori, noi acordăm subvenții în continuare, situația nu este roz deloc. Deci asta ne-a lăsat acest clan în Buzău și pe parte de utilități. Problemele sunt mai grave, pentru că de la această companie de apă se mai au decizii și în alte instituții ale statului din municipiul județul Buzău, pentru că, din păcate, dă cele mai mari salarii, probabil din România, la o companie de utilități, de utilitate locală, și aici au ajuns foarte mulți oameni din protipendada Buzăului, rude ale lor. Și acest lucru, bineînțeles, creează mari probleme. Pentru că sunt aici oameni din toate instituțiile centralizate ale statului.
Având în vedere situația financiară a RAM-ului, există vreun risc și pentru populația care încă este racordată la sistemul centralizat? Sper să nu existe. Fac foarte multă atenție pe chestia asta. Vorbesc periodic cu domnul Marcel Ciolacu, astfel încât să nu avem o astfel de situație. Avem mai multe variante de rezervă, dar toate necesită timp, pentru că mai avem o problemă specială care se numește creditul acordat firmelor private, grupului de firme private care au făcut Ecogen, furnizorul de căldură, atenție, care s-a făcut cu 14,5 milioane de euro de luat de la bancă, pe o scrisoare, pe un acreditiv, pe bilete la ordine avalizate de fostul primar cu aprobarea Consiliului Local. Iar noi mai avem acel credit, atenție, trebuia să termine în 2017, onor Consiliul Local Buzău, înainte de alegerea mea, a mai prelungit până în 2020 pentru că Ecogenul nu a putut să plătească până în 2017 să-și plătească datoriile la bănci. Au prelungit cu banca până în 2020 și anul trecut mai erau vreo 5 milioane de euro. Deci fără anul ăsta mai rămân vreo 4 milioane. În situația în care RAM-ul Buzău ar intra în faliment, acei 4 milioane vor veni pentru că suntem garantă în situația asta cu bilete avalizate să le plătească tot primăria Buzău. Deci viața nu este deloc simplă aici și mă ține în priză. Pentru că altfel ieși o canapea aici, aș fi dormit aici, dar nu am voie și n-am când. Deci situația este proastă. Am pornit în paralel cu treaba asta un studiu foarte serios, o analiză pe fiecare clădire, la fiecare școală din Buzău și clădire publică, pentru că mai avem o situație. Majoritatea școlilor din Buzău sunt legate tot la RAM. În situația în care s-ar întrerupe RAM-ul, n-am avea probleme doar cu cele 14.000 și ceva de apartamente, ci și cu toate clădirile publice din municipiul Buzău legate de, într-un fel sau altul, de primăria Buzău. În această cauză am pornit acest studiu să avem o variantă de lucru în situația în care ar capota și băgăm la fiecare școală niște centrale termice mari, să ne putem duce pe module și să deservim și populația în acele zone cu centrale pe cogenerare. Deci sunt treburi inginerești, sunt inginer, le analizez din toate punctele de vedere. Sunt chestii care nu pot să ies cu ele în fiecare zi, dar lumea să aibă încredere că nu las nimic la voia întâmplări. Sunt o mulțime de proiecte. Din păcate, iar mă întorc la chestia cu veta și cu chiuveta, organigrama. Ce vești mai aveți blocată în acest sens? Pentru că tot spun. Vești proaste, trebuie să se judece pe fond procesul cu polițiștii locali. Deci doamna judecător de aici, nu-i mai dau numele, nu o să, cum să vă spun, doar pătrăcuța unor într-o organigramă este cum funcționează o firmă, o organizație. Și în acea organigramă, poliția locală era o pătrăcuță, în cele 56 de pătrăcuțe sau 57. Petiționarii erau doar pe pătrăcuța aia. Doamna judecător a extins pe toată organigramă. Suntem de una și ceva blocați total. Este o situație unică la nivel de România. Dar răspund încă o dată față de situația pe care am luat-o. Lipsa de oameni care o avem, cu câteva milioane de euro plătite în plus acestor polițiști locali de care nu avem nevoie. Mă refer polițiștii locali care au reprezentat paza contractuală până la urmă de la școli, evoluția este excepțională. Adică facem față cu un aparat care de cele mai multe ori nu este alături de primar pentru că mai sunt 1, 2, 3, 4 butonați și vreo 75% din posturile de conducere sunt vacante. Deci este o situație nasoală, ca să folosesc termeni din Similească, dar pe partea cealaltă ne mobilizează astfel încât să facem față. Acest lucru înseamnă ședințe zilnice, multe vizite pe teren, astfel încât să încercăm să nu fie abat. Bineînțeles că mai se produc tâmpenii, dar le corectăm și nu mai facem zgomot pe ele. S-au mai obișnuit angajații din primărie cu modul dumneavoastră sunt de lucru? Sunt convins că da. Mare, să știți că sunt foarte mulți, foarte buni. S-au, încet, încet, au început să adapteze. Și mie mi-e greu și lor le greu, da? Încercăm să le, să facem o echipă, pentru că altfel nu se poate. Îi laud de fiecare dată când fac lucruri bune și, bineînțeles, sunt critic atunci când fac lucruri proaste. Azi am chemat o doamnă aici cu șeful ei. Mi-a greșit documente în serie, așa și. Nu se poate așa ceva. Și doamnă, vreau să vă cunosc în primul rând. De ce faceți greșelile astea? Și nu le mai faceți. Dacă le mai faceți, alegeți-vă un loc de muncă, că nu poți să lucrezi așa.
Eu am printre alte pixuri și un pix roșu. Nu pot să fiu profesor de română. Nu pot să fiu profesor de română, n-am timp. Cât în fiecare zi, mie mi-o ocupă 2-3 ore și din cauza asta trebuie să vin și la ore de-astea matinale aici. N-am ce face acasă, vă dați seama, de-aia vin aici. Să semnez. Și nu pot să semnez ca primarul. Chiar încerc să citesc tot. Dar asta nu înseamnă că nu mai scapă câte un document. Că sunt unele că sunt adevărate cărți. N-am timp să citesc atât. Am mai văzut două propuneri postate pe site-ul primăriei și mă refer la cel legat de microciparea câinilor, practic inventarierea maidanezilor, pentru că și aici avem o problemă și multe reclamații am văzut. Și un al doilea proiect legat de, practic lansați așa o provocare cetățenilor să ia în administrare un petic de verdeață, pentru că știm foarte bine că și aici avem mare lipsă de spațiu verde. Hai să încep cu subiectul care îmi place mai mult. Cu spațiul verde bănuiesc. Locurile cu verdeață. Deci noi avem o situație foarte proastă în Buzău. Am făcut registrul spațiilor verzi. La prima citire, așa, dacă nu obținem crângul, așa cum știți, este o inițiativă după ce am trecut-o și prin Consiliul Local, nu s-a putut hotărâ de guvern, iar domnul Marcel Ciolacu a avut inițiativa să, împreună cu parlamentarii PSD, să inițieze o lege pentru a trece crângul municipiului Buzău, așa cum a fost, este proprietatea, nu e al lui Rom Silva, nu e a statului român, este a municipalității Buzău. Pentru că fără crâng, noi nu vom putea ajunge la cei 26 de metri de spațiu verde pe locuitor. Suntem obligați de directivă europeană, este și lege. Planul urbanistic general nu poate să funcționeze fără aviz de la mediu, iar dacă nu ajunge la minim 26 de metri pătrați, nu vom mai putea construi nimic în oraș. Pentru cei cam 5% spații verzi care sunt în acest oraș, ne-ar trebui probabil 3-4 mii, 5 mii de oameni, o firmă foarte serioasă, un combinat, ca să îngrijim fiecare spațiu verde și fiecare buruiană când a apărut. Este absolut imposibil. Am văzut modele în exterior, a început să se întâmple și în Transilvania, trebuie să se întâmple și la Buzău. Respectiv, ai o casă frumoasă, ai un gard frumos, ai o școală frumoasă, iar pe trotuarul ăla crezi tot felul de chestii sau îți ies prin gard. Tu n-ai niciun fel de grijă. De ce trebuie să vină neapărat turbisul să-ți facă curățenie în fața porții tale în condițiile în care spunem că zăpada și ghețustul este obligat, așa cum este în toată lumea și în toată țara, să ieși cu lopata și să de ce noi faci și pentru verdeață. În același timp, spațiile de lângă blocuri. Aș dori împreună cu asociațiile de proprietari să facem un regulament, să dăm în administrare gratuită acele spații, inclusiv să le dăm materiale, nu știu, flori, alt fel de materiale și dumnealor să îngrijească, dar să fie lăsate în folosință publică. Asta nu înseamnă că trebuie să le transformăm acele locuri în restaurante ad hoc sau în întâlnirea ale golanilor, răspundea dreptul sau alte chestii. Pentru că nu este în regulă cu acest lucru. Și din această cauză, am vorbit inclusiv cu înalt preasfinția și la arhiepiscopul, în care, ați văzut, au dat ordine foarte clare. Și la arhiepiscopie și la fiecare biserică, spațiile verzi sunt extrem de îngrijite. Dar asta s-a făcut tot pe baza unei dispoziții date, sau ordin, cum se numește, dumnealui are mai multe competențe decât am eu pe bucata noastră. Și o să impun inclusiv școlilor să aibă adevărate grădini în interior și cu oamenii care au angajați acolo pe timpul meu, făceai și voluntariat. Și chestia asta ne întărea, nu ne distrugea. E un lucru frumos să îngrijești un spațiu. Că am văzut în Yokohama, în Japonia, în primăvară, de sărbătoarea florii de cireș. Deci, efectiv, se înscriau la primărie ca voluntari, care să planteze lalele și eu am fost în primăvară. Deci erau grupuri de copii, de tineri, de bătrâni, care luau fiecare petală, dacă era căzut, aveau spații, dar fără să fie plătiți. Pur și simplu, erau mândri că pot face ceva pentru comunitatea lor. Acest lucru, acest spirit civic, încet, încet vreau să-l trezesc și eu în Buzău. Deci asta e pe spații. Să rămână la urbis parcurile, rondurile, aleile principale, iar în rest, ai spațiu verde în proximitate, îngrijește-l. Și va trebui, nu putem forța unele lucruri, dar sunt convins că firmele, pentru că firmele mari au și spații mari care aparțin de municipalitate, să le îngrijească. Am avut și cereri în acest sens. Ce v-a spus arhitectul peisagist după prima vizită? Am făcut... Este foarte mult de lucru, asta a spus.
în sensul că va trebui să o luăm din toamna asta. Anul viitor este și centenarul, 100 de ani de Românie cât de cât mare, pentru că am pierdut Basarabia. Și trebuie Buzăul să arate în primăvară mult mai frumos decât a arătat el vreodată după 1990. Vreau să plantăm burdelalele, vreau să plantăm narcise, vreau să avem spații mult mai îngrijite și pe aleile principale din cele trei parcuri mari, dar și în roduri și mai ales să facem și niște intrări în orașul nostru deosebite. Și de asta asfaltez, v-am și citit de aici, încercăm să facem și Marghilomanu și șoseaua Brăile, încercăm să facem și șoseaua Pogonele, intrarea dinspre bariera Ploiești, dar și intrarea dinspre Spătarul din partea asta la altă. Deci să dăm o față, altă față Buzăului, pentru că cineva care vine pentru prima dată la Buzău și vede totul la nivel de dezastru, așa, intrare în oraș, e prima impresie și contează enorm. Dar nu o fac pentru cei care vin, o fac pentru cei care locuim aici. Și în această cauză, fiecare intrare din Buzău, am început practic lucrări și vom începe lucrări, astfel încât până în primăvară să le terminăm și în primăvară să fim altfel. Cu maidanezii ce facem, domnul primar? Cu maidanezii am deja și numai astăzi cred că am semnat trei documente venite de la asociații care se ocupă cu protecția animalelor și rog foarte mult și pe această cale să facă și propuneri, nu numai critici, că este un regulament pe care l-am propus dezastruos, cel mai nenorocit din istoria protecției animalelor din această lume, să vină și cu propuneri. Am încercat să fim foarte deschiși, lucrăm de foarte mult timp la acest regulament. Ne-am inspirat și din alte regulamente în vigoare, unde au fost obținute rezultate foarte bune și în care nu mai avem câini vagabonzi pe străzi. Îi aștept pe toți pentru asemenea lucrare. Bineînțeles că prima acțiune care facem și care am și trecut-o în acest regulament este inventarierea tuturor câinilor, cu stăpân și fără stăpân. Deci va trebui să avem acces și la fiecare locuință în parte, la fiecare firmă în parte, pentru că marile firme au și foarte mulți câini, astfel încât împreună să facem și acțiune de cipare, microcipare și acțiune de sterilizare și, bineînțeles, împreună cu Urbisul, cu asociațiile de protecție a animalelor, să găsim cea mai bună formulă pentru a rezolva această problemă. Deci, încă o dată, până acum s-a dat foarte mult timp, s-a dat pe lipsa de bani. Am constatat cu stupoare anul trecut că nu era așa. Au rămas vreo 3 miliarde necheltuite. Dar spuneam și eu ce spuneau ei. Când am început să mă uit pe cifre, am constatat că nu e deloc așa. Pur și simplu, nu exista interes pentru a rezolva această problemă. Încerc să îmbunătățesc ceea ce era până acum, cu un nou regulament, s-a făcut și acel padoc, o investiție pentru 400 de locuri pentru câini, era de 150, l-aveam închiriat, deci în timp ne va costa și mai puțin bani, bineînțeles să încercăm să îmbunătățim situația, astfel încât să fie mulțumiți și iubitorii de animale, dar să fie mulțumiți și restul cetățenilor Buzăului, de a nu mai fi în pericol, pentru că asta reprezintă cea mai importantă treabă, adică nu poți să ieși pe stradă și să-ți fie teamă, că ți se întâmplă ceva și a sărit un câine la tine, pentru că cazurile sunt repetate și luați situația de la Spitalul Județean să vedeți câte cazuri de mușcături avem. Și un om care a fost mușcat, știți că o mulțime de zile face injecțiile alea în burtă, antirabic și anti nu știu ce, și nu cred că oamenii ăia sunt de acord așa să lăsăm, cel puțin acei oameni, să-i lăsăm acești câini liberi pe stres. Dar va trebui să avem coparticiparea tuturor cetățenilor buzoieni care dețin câini, iar prin acest regulament am dat și posibilitatea Consiliului Local, în anumite situații, să aprobe și sume pentru sterilizare și cipare, chiar la persoane fizice, deci la proprietari de câini. Deci vom vedea ce putem face. Este clar că cei care avem pe domeniul public trebuie să-i rezolvăm noi, adică primăria cu aparatul pe care îl are la dispoziție, dar în același timp nu poți să dai câinii care îi crește acasă, îi dai pe stradă. Dacă ei sunt cipați, vom vedea cine a aruncat câinele pe stradă și îl vom amenda. Nu mai e problema aceea când vin din zonele rurale și vom le aruncă vedea. Aici. Deci intenționăm acum, pentru că s-a terminat programul ăla cu european, în care s-au montat o mulțime de camere de astea de luat vederi
în tot orașul, să reorientăm acele camere de luat vederi, putem să facem acest lucru acum, astfel încât în situația în care avem dovezi clare, că o dubă a venit de nu știu unde și a lăsat 5 câini mari, de exemplu, să putem lua numărul și să putem interveni și să putem să-l urmărim, inclusiv în justiție, pentru că nu este corect. Eu am avut, n-am mai chemat presa atunci, am făcut o întâlnire inclusiv cu doamna prefect, cu Consiliul Județean, cu primarii din toate localitățile de pe lângă Buzău. Am chemat primari de la 20-25 de kilometri de Buzău. Și am zis să ne unim așa într-o acțiune, astfel încât posibil să facem și un adi pe câine, cu toate pe câini, cu toate când aud de adi ăsta, am așa o emoție negativă, ca să nu zic altfel. Domnule primar, pe final de emisiune v-aș invita să-mi spuneți ce pași s-au făcut legați de înființarea acelui centru de științe, ca să vorbesc în termeni românești. Deci, în momentul ăsta, Clubul Rotary, pentru că suntem în coparticipare, în parteneriat cu ei, aleargă să își facă investiția, terenul lau, deci este o donație de la RomCarbon, iar în momentul în care ne vor solicita să venim cu partea de utilități și ce va mai trebui, pentru că noi suntem obligați să facem utilități și dumneavoastră, dacă vă faceți casă într-un vilan, eu sunt obligat să vin cu utilitățile până acolo. În același timp, vom avea două vizite importante în această toamnă. Deci va fi un domn din Belgia care s-a oferit să acorde asistență și profesionist pe această zonă și vom avea inclusiv președintele acestei organizații la nivel de Uniunea Europeană care se ocupă cu Science Center. Science Center, da? Plural. E complicat din engleză să te duci în limba română cu plural. Așa. Deci acest domn este și președintele, director general în celui mai important Science Center din Europa, se află la Amsterdam, se numește NEMO, pe care l-am vizitat și eu în această primăvară și cum să spunem, m-a convins definitiv, pentru că dacă nu era această asociere cu Rotary, eu tot aveam inițiativa să o propun Consiliul Local să o facem în întregime noi. Dar în condițiile în care ai un partener care spune, bă, venim cu teren, venim cu investiție și tu pui doar utilitățile și utilitatea până la urmă este publică, este pentru copiii și tinerii din municipiul nostru și pentru regiune, pentru județul Buzău, de ce să nu acceptăm așa ceva? Unul din cele mai importante proiecte pe care le am și cred mai mult în chestia asta și o să supere o parte de buzoieni decât în asfalt și decât în altceva, este educația. Educația, am mai spus-o și am transformat-o în altceva, fără educație și fără credință, nu cred că avem prea multe șanse în această viață. Și trebuie să luăm acești copii de când deschid ochii, dacă vreți, și să le creăm toate condițiile, astfel încât să aibă o educație aleasă și să poată descurca în viață. Deci așa cum am dat drumul, că sunt chestii mici, care nu costă bani, dar trebuie să facem atenție și să mergem în direcția care trebuie. Vorbesc cu faptul că am deschis școlile, toate terenurile de sport de la școli, pentru că nu mai este ce era pe vremea noastră, să bați mingea orunde. Am deschis toate terenurile cu toate și rog și pe această cale pe domnii directori și doamnele director să dea drumul la accesul liber al copiilor și al tinerilor pe aceste terenuri. Ieri am semnat un document și le-am atașat și adresa cu hotărârea de Consiliul Local, prin care le spun încă o dată să respecte hotărârea de Consiliul Local, că altfel vor fi amendați. N-am scris acolo că sunt intelectual și eu cred că sunt, dar în hotărârea de Consiliul Local spune, nu le-am spus în preambul, dar hotărârea de Consiliul Local spune că se vor da inclusiv amenzi. Este un lucru foarte important. În același timp, suntem în procesul de achiziție publică al platformei electronice de management educațional, care va face din municipiul Buzău cel mai digitalizat oraș în educație din România. Vom completa acest efort cu table inteligente și cu tot ceea ce înseamnă un învățământ de vârf în orașul nostru. Domn primar, vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile pe care ne le-ați dat. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția care ne-ați acordat. Vă dau întâlnire și mâine, tot aici pe TV Buzău. Vă doresc o seară bună!